Bună ziua, dragi prieteni, bună ziua, dragi urmăritori. Bine ați venit în canalul meu de YouTube, Coin Master, stăpânul monedelor. Azi suntem în data de 30 de octombrie și avem un event de simboluri, un event de simboluri în formă de dovlecel de Halloween. Înțelegeți? Este un event de simboluri foarte ușor, deocamdată. Un event la care, la o formație de 3 dovleci, obținem 12 puncte, dragi prieteni. Mulți vă pierdeți, păi stai că mai avem încă 2 dovleceli, încă un dovlecel, înțelegeți? Și care, cum face, nu știu ce. Dragilor prieteni, noi ne axăm pe ce ne dă cel mai mult. Deci ce ne dă cel mai mult? Exact ca la, de exemplu, un event de simboluri normale, ei spune acolo raiduri, atacuri, înțelegi? Și simboluri, da? Bun, aici avem așa. Avem un dovlec, avem 2 dovleci și 3 dovleci. Care dă cel mai mult? La 3 dovleci. Păi ce facem, băi, bobiță? Păi mergem să luăm cei 3 dovleci, dragi prieteni. Deci ne axăm pe formația de 3 dovleci. Bun. V-am spus o mică introducere. Acum îi rog pe toți cei noi veniți în canalul meu să vă abonați, să apăsați acel clopoțel și veți fi anunțați ori de câte ori postez eu câte o noutate despre acest joc sau o secvență de profit pentru fiecare event care acești dezvoltatori de Coin Master de la Monoactiv postează eventuri pentru dumneavoastră, dragi prieteni. Și acum, bineînțeles, țin să reamintesc, dar văd că reamintesc degeaba, sunteți o grămadă de persoane în acest canal de YouTube. Cred că ați depășit 1500, dragi prieteni, dar nu participați la concursul care îl avem noi, postat și pe pagina de Facebook și pe grupul de Facebook. De aceea vă rog frumos, participați, e vorba de un concurs cu bani reali. Înțelegeți? Primul premiu e 75 de euro, al doilea e 50 de euro și al treilea e 25 de euro. Banii aceia trebuie să îi dau vouă, dragi prieteni, nu vreau să-i țin pentru mine, pentru că mă duc la femei și nu e frumos. Așa, o anumită persoană poate să profite de ei și să-și cumpere spinuri, o înghețată, o cafea, o cină romantică sau alte probleme care le are. Bun. Și acum mergem mai departe, scuzați-mă pentru glumă, mergem mai departe cu explicarea secvenței, dragi prieteni. Deci, repetăm încă o dată, este o secvență de simboluri în formă de dovlecel și bineînțeles că ne axăm pe o formație de 3 dovlecei, dragi prieteni. Deci, ori de câte ori luați formație de raiduri, formație de ciocane, sau un dovleac, sau 2 dovleci, nu luați nicio acțiune, dumneavoastră continuați cu secvența până când obțineți formație de 3 dovleci, dragi prieteni. Simplu ca bună ziua. Multă lume v-ați panicat, multă lume v-ați gândit, a, vezi, doamne, mamă, ce facem, dovleci alea, raiderul nu ne dă nimic, ciocane, nu, fraților, ce e cel mai mult? 3 dovleci, nu e nicio problemă, luăm 3 dovleci. Și am făcut secvență pe 3 dovleci, o secvență super profitabilă. Vă invit să jucați, dragi prieteni, când vreți dumneavoastră. Dacă sunt modificări sau se întâmplă ceva între timp, că na, știți cum e, Jana mai strânge de rotiță acolo, mai schimbă algoritmii. Vă rog frumos să vă opriți și să așteptați noi clipuri în caz că Jana jocul a modificat algoritmii. Bun, și acum să începem și să trecem la explicarea secvenței. Este un pic ciudată secvența, dragi prieteni, pentru că vom putea vedea cu timpul, în timp ce jucăm, că vom obține în această secvență 3 dovleci înainte de termen. Atunci trebuie să luăm o acțiune. Punem 10 spinuri peste și imediat vă explic. Bun, ca de obicei, secvența se află în această parte. Și cred că nu e nevoie să repet, multă lume îmi spune, a, domne, că te repeți, că nu știu ce, îmi dă dislike, nu mă interesează, eu mă repet pentru cei noi veniți,
Mă repet pentru cei care nu înțeleg, înțelegeți, cei care vă credeți niște pro, nu mai intrați pe canalul meu de YouTube sau dacă intrați și îmi dați un deget jos, vă rog frumos, explicați motivul. Pentru mine știți ce, demonstrați că sunteți niște oameni frustrați, ăștia cu degetul jos. Așa, niște oameni care habar n-aveți de acest joc, înțelegeți? Niște oameni care, înainte ca eu să apar să fac secvențe, vă făceați miștouri de jucătorii cei mici și încă faceți pe anumite grupuri mari miștouri și vă bate joc de oamenii ăștia care nu știu să joace sau care sunt mici și vor să avanseze, înțelegeți? Abțineți-vă așadar. Bun, deci secvența este aici și se tratează de 30 de rotații la betul ori 1, după care dăm 10 rotații la betul ori 10, după care dăm 10 rotații la betul ori 20, după care dăm 10 rotații la betul ori 40, după care dăm 10 rotații la betul ori 80, după care urcăm la betul ori 100 până la obținerea formației de simboluri, dragi prieteni. După câte vedeți, secvența este super extrem de ușoară și avem și o extra secvență, dar nu înainte de a explica un pic această secvență, da? Bun, după câte vedeți, este vorba de o secvență cu 30 de rotații pe 1, dar avem o problemă. În cazul în care noi obținem până în 20 de rotații formație de dobleci, modificăm un pic secvența, deci o să vedeți la betul ori 1, trebuie să dați 10 rotații în plus, dragi prieteni. Deci, repet, în cazul în care dumneavoastră obțineți, deci uitați-vă atenți la secvență. Nu copiați și jucați și din aia. Nu, uitați-vă atenți. Deci în cazul în care obțineți în această secvență formație de 3 dobleci până în 20 de rotații, adică înainte de termen, înțelegeți? Mai adăugați la următoarea tură încă 10 rotații peste cele 30 pe 1. Deci în loc de 30 de rotații, dumneavoastră dați 40 de rotații. Deci, rețineți întotdeauna formație de 3 dobleci. Nu contează că obțineți 2 dobleci, 1 dobleac, formație de raiduri, formație de ciocane sau alte pisici și ursuleți. Înțelegi? Dumneavoastră, axați-vă la formație de 3 dobleci, dragi prieteni. Repet, ca să vă rămână înregistrată în mintea dumneavoastră și când jucați să nu faceți nicio greșeală sau să vă precipitați să luați alte acțiuni care nu sunt necesare. Bun, și acum vă explic și extra secvența, da? Extra secvența este o extra secvență un pic, cum să vă zic, nu e prea efectivă, să zicem. Este pur și simplu faptul în care dumneavoastră obțineți formație de doblecei la peste, să zicem, deci stați, facem o socoteală. Deci e 30, 40, 50, 60, deci cam la betul 100, când intri deja în betul 100. Deci, peste 60 de rotații, dragi prieteni, înțelegeți? Punem de la betul 80, pentru că am calculat eu de câteva ori la betul 60, a repetat, înțelegeți, extra secvență. Deci, dar ca să fim mai siguri, o punem la peste 70 de rotații. Deci dacă obțineți formație de 3 dobleci în secvența inițială, la peste 70 de rotații, dumneavoastră folosiți această extra secvență care se tratează de o singură rotație la betul ori 1, după care urcăm 10 rotații la betul ori 10, după care urcăm 10 rotații la betul ori 20, după care urcăm încă 10 rotații la betul ori 40, după care urcăm încă 10 rotații la betul ori 80, după care urcăm la betul ori 100, până când obținem formație de 3 dobleci, dragi prieteni. Formație de simbolul de 3 dobleci. Și după câte ați observat, dragi prieteni, secvența este foarte ușoară, nu trebuie să vă alarmați cu nimic. Vă rog și vă poftez să jucați această secvență și această extra secvență. Veți vedea un progres extrem de bun deocamdată. Azi, nu știm, mâine poate învârte rotița, dar nicio problemă. N-ați continuat și jucați. În cazul în care se schimbă ceva, eu o să vă anunț pe canalul meu de socializare, pe YouTube, pe Facebook, pe oriunde sunt eu. Imediat o să postez și o să anunț dacă s-au făcut modificări. Dar dumneavoastră continuați și jucați această secvență și această extra secvență și veți putea observa cum veți câștiga o grămadă de spinuri, dragi prieteni.
Pentru cei cu pragul 2, nu vă așteptați la mari surprize, câștiguri enorme, că nu sunt, înțelegeți? E un pic mai dificil, pragul 2 și pragul 3. Dar pentru cei de pragul 1, care ați respectat și ați început eventul cu 9000 de spinuri, veți putea observa că veți avea un avans extrem. E un event extrem de bun, profitați de acest lucru și jucați cât mai mult, cât se poate, dragi prieteni. Vă pup, adunați-mă un cler, la revedere!